Dacă fratele Radu s-a ocupat în mesajul pe care l-a transmis din pasajul acesta din Scriptură de cel care a fost prevestit că va veni în lumea noastră, că se va naște prin Fecioara Maria, Domnul Iisus Hristos, trebuie să știm că El a venit în lumea aceasta pentru noi. El este împărat, este mare, este sfânt, dar tot ceea ce a făcut El în trupul Lui a făcut pentru fiecare dintre noi. Și aș vrea în continuare în mesajul pe care vreau să-l transmit cu ajutorul Lui Dumnezeu, folosindu-mă puțin de personajul celălalt, adică de Maria, să vorbesc ceva despre noi. Hristosul a venit pentru noi. Dumnezeu din cer se ocupă de noi. Dumnezeu din cer este preocupat de fiecare dintre noi, oricât de neînsemnați am crede noi că suntem, oricât de păcătoși am crede că suntem, Dumnezeu este interesat de noi, de aceea l-a trimis pe Fiul Său în această lume. Mei, fiecare dintre noi avem niște așteptări de la viața aceasta și avem impresia că așteptările pe care noi le avem chiar vor deveni realitate. Adică avem impresia că viața noastră va curge așa după cum o gândim noi, după cum ne o planificăm, după cum ne o prevedem noi. Și Maria este un exemplu de persoană, asemenea nouă, făcut din același aluat ca și noi din Pământ care avea în față viața planificată cumva. Spune Sfânta Scriptură care a logodită. Cum bărbat urma, după aceea, eventual, nunta, căsătoria, viața de familie și așa mai departe. Numai că ceva se întâmplă. Viața acestei tinere nu curge așa cum se gândea ea că va curge, cum a prevăzut-o ea, cum a planificat-o ea, probabil. Acum, fiecare dintre noi, oamenii, mă refer și la cei tineri și la copii, ne gândim cumva la viață, cum va curge ea. Ne-am născut în această lume, începem să creștem și undeva pe traseul acesta vine grădinița. Te duci la grădiniță? Știi că după grădiniță ce urmează? Ce urmează? Școala. Primul ciclu de școală. Ai terminat primul ciclu de școală. Ce urmează? Al doilea ciclu. Urmează liceul. Urmează facultatea. Poate după facultate urmează să încep să faci bani. Undeva pe traseul acesta zici, mă căsătoresc, întemez o familie, adun mai mulți bani și așa mai departe, până când într-o zi se încheie toate. Întrebarea este, viața chiar curge așa cum o prevedem noi? Ce ziceți, dragii mei? Sau se întâmplă câteodată să se schimbe cursul acesta previzibil al vieții noastre. Să nu ne ducem pe traseul acesta. Și uneori s-ar putea ca acest, acest curs previzibil al vieții noastre să fie schimbat din cauza alegerilor noastre neînțelepte, greșite pe care le facem în viață. Într-o zi, spune Sfânta Scriptură, Uh, un fiu s-a dus la tatălui și a zis, tată, dăm partea de avere ce mi se cuvine, uh, vreau să mă duc. Și s-a dus. Și după ce a stat o vreme, gândindu-se că viața va curge așa, spune Sfânta Scriptură că a început să ducă lipsă. Era într-o țară unde a dus-o bine și a crezut că tot bine o să o ducă. De ce a început într-o zi să ducă lipsă? S-a gândit, a, acasă la tata toți o duc bine. Dacă acasă la tata toți o duc bine, tu de ce ai început să o duci rău? Din cauza alegerii greșite pe care am făcut-o. Sunt foarte mulți oameni în lumea aceasta, dragii mei, care nu merg pe traseul acesta previzibil, se schimbă traseul acesta din cauza alegerilor greșite pe care le fac în viață. Și cunoașteți cu grămada de felul acesta. Numai că se poate întâmpla ca viața să nu meargă pe traseul acesta previzibil pentru că intervine Dumnezeu. Dumnezeu din ceruri. Dacă viața Mariei n-a mers pe traseul acesta previzibil, a fost pentru că Dumnezeu din cer a intervenit. Să schimbe cursul previzibil al vieții. Eu vreau să vă spun în anul. În 1978 am terminat liceul. Eram mai mulți frați în familie, mama era bolnavă, perioadă lungă de timp, tata singur lucra, ducea bani în familie, imediat ce am terminat liceul m-am angajat. M-am angajat la depou de locomotive. Traseul meu previzibil, cum îl gândeam eu, era să devin un bun electrician. Mă pregătisem să fiu electrician. Și îmi plăcea meseria și chiar cât timp am stat acolo, am fost un bun electrician. Lucram lucrări care erau de categorie mare, deși nouă nu de categorie decât categorie foarte mici. Într-o zi, într-o vreme, ceva s-a întâmplat să mi se schimbe cursul acesta previzibil al vieții. Să mă duc la seminar la București. M-am dus la, poate am mai spus lucrul m-am dus la maestrul meu să fac lichidarea. Am luat tot ce aveam, scule, tot, m-am dus la maestru să fac lichidarea, să semneze lichidarea și a zis, vene, ce faci? Mă duc la seminar. Și a zis către mine, maestrul meu, moldovene, faci cea mai mare prostie din viața ta. Voi, pocăiții, n-aveți niciun viitor în țara asta. Deci mei, când stai în fața unui asemenea lucru, unei asemenea afirmații, faci cea mai mare prostie din viața ta. Era momentul în care Dumnezeu îmi schimba cursul previzibil al vieții. Vreau să fiu un bun electrician. Și cineva spune, n-aveți niciun viitor în țara asta sau n-ai niciun viitor în țara asta. De ce ai nevoie? Marie, când Dumnezeu vine să schimbe cursul previzibil al vieții tale, nu se duce cum ți-ai planificat viața. Vrea Dumnezeu să te duci pe o altă cale, spre o altă direcție. De ce ai nevoie, Marie, când ți se schimbă, când Dumnezeu vrea să schimbe cursul previzibil al vieții? Sunteți aici oameni la care vi s-a schimbat cursul previzibil al vieții? A intervenit Dumnezeu cumva? Sau a cerut Dumnezeu cumva să vă schimbați cursul pe care ați prevăzut în viață? A zis Domnul Iisus Hristos către ucenicii aceia care erau buni pe și știau cam ce urmează și cam ce au în cap să facă. Și a zis, veniți după mine, schimbați-vă cursul acesta al vieții. Și s-a dus după el. Dacă Dumnezeu intervine, să schimbe cursul pe care ți l-ai prevăzut în viață, spune Sfânta Scriptură în Vechiul Testament că Dumnezeu l-a trimis pe profetul, pe profetul Ieremia, pe profetul Isaia la împăratul Ezechia și a zis puneți casa în îndoială, mori, nu mai trăiești. A intervenit Dumnezeu și a zis împăratul Ezechia către Dumnezeu, așa de tânăr, așa de tânăr, în cei mai buni ani ai vieții mele, trebuie să mă cobor la porțile locuinței morților, așa de tânăr, Dumnezeule. Și s-a rugat și Dumnezeu l-a trimis pe Isaia, și a zis, încă 15 ani. De deci ce ai nevoie atunci când Dumnezeu intervine în mod suveran să schimbe cursul previzibil al vieții tale? Moise era în Madian, se căsătorise, avea familie, era liniștit, a scăpat de toată teama pe care a acumulat-o în Egipt și vine Dumnezeu să-i schimbe cursul ăsta, dragii mei, previzibil. El știa cam ce are să facă, cam ce vrea cu viața lui. Și a zis Dumnezeu, vino, vreau să te trimit în Egipt. De ce ai nevoie când Dumnezeu vrea să-ți schimbe cursul pe care ți-l-ai prevăzut în viață. Că viața nu curge totdeauna cum ne-am planificat -o noi. Cum ne-am prevăzut-o noi. E, e dar de la Dumnezeu viața noastră. Existăm pentru că Dumnezeu din cer a permis să existăm. Suntem, dragii mei, sub această autoritate desăvârșită care este Dumnezeu. Dar Dumnezeul acesta, care este Creatorul nostru și Tatăl nostru, are această, această autoritate, dragime, această suveranitate, să ducă viața noastră pe un alt drum decât ne-am prevăzut noi. Credeți asta sau nu credeți? De ce ai nevoie atunci când Dumnezeu schimbă cursul previzibil al vieții? Ai nevoie de ceva sau nu ai nevoie? Crezi că e simplu? să ai în capul tău harta pe care vrei să mergi, cu fiecare haltă la care vrei să te oprești și Dumnezeu din cer să spună, nu, nu, pe altă, pe altă cale să te duci. Credeți că e simplu, dragii mei, când totul este planificat în mintea ta sau ai nevoie de ceva de la Dumnezeu? Primul lucru pe care vreau să-l spun în această dimineață de care noi avem nevoie atunci când Dumnezeu Schimbă cursul acesta previzibil al vieții noastre este că avem nevoie să ne vorbească Dumnezeu. Avem nevoie să ne vorbească Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, Maria trăia momentul acela când Dumnezeu din cer l-a trimis pe înger să-i spună că viața va merge pe un alt traseu. Nu pe traseul pe care și-l a planificat ea. Și tânăra aceasta, dragii mei, avea nevoie să-i vorbească Dumnezeu. Și Dumnezeu a fost atât de, de milostiv cu ea și atât de bun cu ea, încât Dumnezeu i-a vorbit. Când lucrul acesta se întâmplă, dragii mei, să se schimbe acest traseu al vieții noastre, avem nevoie să ne vorbească Dumnezeu. Nu știu câți din locul acesta mai cred sincer, mai cred cu adevărat, că încă Dumnezeu mai vorbește. Dar dacă credeți că Dumnezeu vorbește, câți de aici chiar așteptați ca Dumnezeu să vă vorbească? Câți așteptați? Pentru că, dragii mei, nu este nimic în lumea aceasta care să mă ajute așa de mult în momentele pe care nu le înțeleg, nu le pricep, momentele care mă dau peste cap, dragii mei, în viața mea, nu e nimic care să mă ajute ca Ceea ce spune Dumnezeu din cer, El care știe toate lucrurile. Eu nu știu traseul acela nou pe care Dumnezeu vrea să mă ducă. Dumnezeu știe. Dumnezeu știe. Am nevoie să vorbească Dumnezeu. Mai spunem și în altă parte despre, despre profetul Ilie, când. Dumnezeu, într o vreme de foamete, de criză, de secetă, Dumnezeu l-a trimis la pârâul Cherit. Și a zis: Stai acolo cu minte la pârâul Cherit, o să bei apă din pârâu, este apă. O să vină corbi să ți aducă mâncare dimineața, să aducă sara, viață confortabilă într o vreme de criză. Și stă acolo bine mersi, vin corbi dimineața, îi aduc mâncarea vin corbi seara, când îi sete se aplacă la pârâu și bea apă. Și într o zi Ultimul firicel de apă se pierde printre pietre și printre nisip și râul seacă. Și vine Dumnezeu și îi spune așa, că de asta avea nevoie Ilie în momentul acela. De un cuvânt de la Dumnezeu, de o vorbire de la Dumnezeu. Îi spune Dumnezeu lui Ilie așa, scoală-te, du -te la sarepta care ține de Sidon, am porucit unei văduve să te hrănească. cât de mult l-a ajutat pe Elie vorbirea asta lui Dumnezeu. Că nu mai putea sta acolo, trebuia să o ia pe alt drum. Deci, mei, avem nevoie să ne vorbească Dumnezeu. Atunci când, când El ne duce pe un alt drum decât drumul previzibil, acela pe care noi ne-am gândit că ne ducem, că e în siguranță, avem nevoie să ne vorbească Dumnezeu, pentru că atunci în vorbirea Lui, Dumnezeu, Dumnezeu, ne arată că suntem în planurile lui. E important să știi că ești în planul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu prin îngerul acesta a vorbit Mariei, ce a aflat Maria a fost Marie, tu ești în planul lui Dumnezeu. Stai pe ultima bancă în biserică sau la balcon sau cine știe unde stai acolo, ascuns printre mulți în biserica aceasta și zici: "Are ceva Dumnezeu cu mine?" Are Dumnezeu ceva cu, cu, cei care fac o slujbă importantă, care este în evidență, care... Nu, nu, dragii mei, Dumnezeu are ceva cu fiecare. Zice Sfânta Scriptură aici, a, a fost trimis într-o cetate din Galia la o fecioară logodită cu un bărbat, cineva undeva. Dar era în planul lui Dumnezeu. Noi suntem în planul lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu îmi vorbește atunci când schimbă traseul vieții mele, când mă duce pe un alt drum pe care nu mi l-am planificat, Dumnezeu îmi vorbește și mă face să pricep, ești în planurile mele și asta mă ajută extraordinar de mult să pot să mă duc pe noul drum pe care nu-l cunosc. Nu știu, dar știe Dumnezeu. În Vechiul Testament spune Sfânta Scriptură că au venit frații lui Iosif, fiul lui Iacov, au venit din Egipt cu vestea că Iosif tot mai trăiește. Deși Iacov l-a bocit multă vreme, l-a plâns, a știut e mort și dintr-o dată vin frații lui care i-au adus și prima veste că a fost mâncat de o fiară sălbatică, vin și spun o altă veste, Iosif tot mai trăiește. Este în Egipt, este mare în Egipt. Și Iosif îți spune, să ne coborâm cu toți în Egipt. Spune Sfânta Scriptură că Iacov nu-i credea până când a văzut carele trimise de, de Iosif ca să încarce totul să plece în Egipt. Dar cum să te duci? Viața pornește pe un alt drum. Nu ți-ai planificat să te cobori în Egipt. Îți trimiți feciorii să cumpere merinde, să vină să treacă perioada asta dificilă de, de criză, dar nu să te cobori în Egipt. Și atunci, spune Sfânta Scriptură, Dumnezeu i-a vorbit lui Iacov. Avea nevoie de asta. Iacov, nu te teme să te cobori în Egipt. Nu te teme să te cobori în Egipt. Acolo te voi face să devii un neam mare. Adică, acolo, ești încă în planul meu. Chiar această coborâre a ta în Egipt de care te temi, coborârea asta este în planul lui Dumnezeu. Această trecere pe un drum și printr-un loc pe care nu ți l-ai planificat, este în planul lui Dumnezeu. Nu te teme să te cobori în Egipt. Dragii ne descoperă Dumnezeu când ne vorbește în momente de felul acesta că suntem în planul lui Dumnezeu. tu știi dacă pe dumneavoastră vă mai preocupă gândul acesta dacă sunteți sau nu sunteți în planul lui Dumnezeu. Dacă mai are sau nu mai are Dumnezeu ceva cu dumneavoastră. Dacă Dumnezeul acesta pe care îl pomenim așa de des, poate, sau unii mai rar, se mai ocupă de noi, se mai ocupă de necazurile noastre. Se mai uită la noi Dumnezeul acesta? Mai are ceva de a face cu noi Dumnezeul acesta sau nu mai are, dragii mei? Ei, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu din această dimineață ne învață că atunci când Dumnezeu schimbă traseul vieții noastre, ne duce pe, pe un drum imprevizibil pentru noi. Dumnezeu ne vorbește și ne spune că, este, că suntem în planurile Lui. Dar, dragii mei, am nevoie de această vorbire de la Dumnezeu nu pentru că nu doar pentru că îmi descopere Dumnezeu că încă sunt în planurile Lui. Această vorbire de la Dumnezeu îmi dă credința de care am nevoie că planul pe care îl are Dumnezeu cu mine să mă ducă pe un alt traseu în viață este mai bun decât planul pe care l-am avut eu cu privire la viața mea. Știu că e greu de procesat lucrul acesta. Știu că e greu. Mai ales dacă vine Dumnezeu să te ducă pe un, pe un drum al suferinței. Cine de aici își planifică să meargă pe un drum al suferinței? Cine? Și sunt oameni pe care Dumnezeu, fără explicații, fără să spună multe lucruri fără să ne spună descoperi extraordinare, dragii mei, îi ia și duce pe un drum de felul acesta. Și le vorbește Dumnezeu într-o zi despre faptul că îi duce pe un drum pe care nu și l-au calculat ei. Dau nevoie de această credință că ce face Dumnezeu sau drumul pe care îi duce Dumnezeu, planul pe care îl are Dumnezeu, este mai bun decât planul lor. Deci, mai știți, de regulă, de regulă, planurile noastre ne vizează pe noi. Sunt legate de noi. Aș putea spune că sunt egoiste planurile noastre. Noi și numai noi. Ne-am zis, fac lucrul acesta pentru mine. Fac al doilea pas pentru mine. Să meargă bine. Numai că planurile pe care le are Dumnezeu din ceruri, dragii mei, sunt mult mai generoase. Chiar dacă mă prind pe mine, îi vizează și pe alții. Maria avea uh, drumul acesta previzibil în viață. S-a logodit cu Iosif, s-a îndrăgostit probabil de Iosif, sau au fost uh, aranjamente cum erau în vremea aceea, aranjamente. S-a logodit. Urma căsătorie, urma nunta. Deci, și Logodna și căsătoria, drumul ăsta previzibil, o vizau pe ea. Făceau parte din planurile ei, din viața ei. Să trăiască o anumită împlinire ca om în această lume, ca ființă umană. Vreau să vă întreb, planul pe care l-a avut Dumnezeu cu Maria era mai mare decât planul ei? Ce ziceți? Știți de ce era mai mare? Pentru că planul pe care îl avea Dumnezeu cu Maria nu viza doar pe ea, viza pe mulți alții. Că prin ea s-a născut Mântuitorul Lumii. Prin ea s-a născut Mântuitorul Lumii. Deci, mai, când Dumnezeu ne pune pe un alt drum, Că așa e planul lui. S-ar putea, dragii mei, să ne ia să ne ducă pe drumul acesta să fim folositori pentru alții. Poate se întreabă cineva care trece prin, printr-o perioadă de suferință că Dumnezeu l-a dus pe drumul acela. Cum ar putea suferința mea să fie de folos pentru alții? Dumnezeu știe. Dar când Dumnezeu mă, mă pune într-un plan al lui, e deasupra planului meu. Văduva din Sarepta, la care a fost trimis Ilie, avea un plan al ei. Și planul ei era următorul. El a spus răspicat, clar, lui Ilie. Am puțină făină, am puțin un de lemn, fac o turtă pentru mine și pentru fiul meu, mâncăm, ăsta e traseul previzibil. Strâng lemne, fac foc, fac uh, una aluat, fac turta pentru mine, pentru fiul meu, mâncăm și murim. Când s-o termina resursele care ne le poate da o simplă turtă, o să murim. Ăsta e traseul Știți care era planul lui Dumnezeu de a cu femeia asta, văduvă și amărâtă și săracă? Vreau să vă întreb, planul lui Dumnezeu era mai mare decât planul ei? Planul ei era pentru ea și pentru fiul ei. A zis Ilie, fă cum ai zis. Dar în planul ăsta Dumnezeu m-a prins și pe mine. Du-te, fă turta, cum ai zis. Adă-mi o mie întâi și apoi o să mănânci și tu și fiul tău. Ca așa zice Dumnezeu, făina nu se termină, unde el nu se termină, până când dă Domnul ploaie pe fața pământului. Dar mei, planul lui Dumnezeu era nu ca planul văduvei, să fie ea și copilul bine pentru câteva zile. Planul lui Dumnezeu era să mai fie prins cineva acolo, să mai fie un om al lui Dumnezeu. Și dacă dacă pricepeți câtă, câtă nevoie avem de această credință. Când Dumnezeu ne ia pe un drum pe care nu l-am prevăzut. E imprevizibil pentru noi. Câtă nevoie avem de credința că planul pe care l-are Dumnezeu cu noi este mai mare decât planul pe care l-am făcut noi înșine. Doamne, Dumnezeule, dă-ne credința asta. Știți mei. Când îmi vorbește Dumnezeu, o face să-mi descoperă că parte din planul lui. O face ca să genereze credința asta că planul lui Dumnezeu este mai mare decât planul meu. Dar credința asta, dragii mei, de care am nevoie atunci, pe care mi-o aduce cuvântul lui Dumnezeu, este credința care pune lucrurile în ordinea corectă. După planul Mariei, după cum prevedea ea viața, lucrurile au într-o anumită ordine. Cum citim aici în Biblie, era logodit, urma căsătoria, viața de familie și lucrurile mai departe. Dumnezeu, când îi schimbă traseul, când o duce pe un, pe un drum imprevizibil, când schimbă traseul acesta, dragii mei, o face pe Maria să aibă această credință, să schimbe, să pună lucrurile în o altă ordine, în ordinea lui Dumnezeu. Deci era logodnă, era căsătorie, viața de familie și apoi să fie eventual copiii. Dincolo de ceea ce poate pricepe mintea umană, Dumnezeu zice, e altă ordine. O să naști acum. Vreau să vă întreb, e complicat să accepti ordinea lui Dumnezeu sau nu e complicat? Hai să e simplu să, să ai tăria într-o zi când Dumnezeu îți spune asta este mai întâi. Să zici Dumnezeule, asta este mai întâi. E complicat sau e simplu? Ce ziceți, dragii mei? Vă spuneam despre văduva din Sarepta. Dumnezeu i-a vorbit prin Ilie și a spus, femeie, schimbă ordinea lucrurilor. Tu ai spus că ordinea logică pentru tine este să faci pentru tine, pentru fiul tău. Fă în altă ordine. Dumnezeu îți spune să schimbi ordinea. Fă pentru el întâi, pentru Ilie. Vreau să vă îți trebuie credință pentru asta. Tu știi că ai un pumn de făină și ai câțiva stropi de unde lemn, asta vezi, mai mult nu este. Te duci acasă și din ceea ce este poți pune mâna, poți pipăi, poți să faci o singură turtă, atât ai cantitatea. Și să spune Dumnezeu, au schimbă ordinea. Fă pentru el întâi că încă mai rămâne și pentru tine. Prin vedere n-ai cum să faci treaba asta că de văzut nu vezi decât atât. Un pumn de făină. De văzut nu vezi decât câțiva strop de un de lemn. Dar dacă îți spune Dumnezeu, schimbă ordinea, prioritățile fă altfel, trebuie să ai credință. Și vorbirea lui Dumnezeu, dragii mei, este aceea care vine să îți dea credința asta. Dacă Dumnezeu zice, mai întâi fa asta. La câți din locul acesta ne-a zis Dumnezeu vreodată în viață, mai întâi fa asta. Și noi am zis, lasă, Doamne, că mai întâi altceva. Vreau să mă opresc și să ne rugăm lui Dumnezeu. Nu o să mă duc mai departe cu subiectul acesta. Dar vreau să ne rugăm lui Dumnezeu. Și, dragii mei, Dumnezeul acesta care ne știe, suntem ființe umane. Știe că avem așteptări de la viață. Știe Dumnezeul acesta cam cum ne vedem noi viața, ce pași vedem în viață. Și intervine uneori să schimbe cursul acesta previzibil. Dumnezeul acesta știe că suntem ființe umane și știe că avem nevoie de vorbirea lui. Dumnezeul acesta să ne vorbească. Sau dacă ne-a vorbit și noi n-am luat aminte. Dumnezeul acesta să ne ajute să luăm aminte. Amen. Pentru că nu ne dăm seama, poate, în momentele confortabile ale, ale vieții, de cât de mare ajutor ne este vorbirea lui Dumnezeu. Când, dragii mei, totul se întunecă, când necunoscutul stă în față pe drumul pe care vrea Dumnezeu să te ducă, nimic nu te poate ajuta și nu te poate lumina și nu te, nu te poate încuraja decât uh, cuvântul și vorbirea Lui Dumnezeu. Aș vrea, de ce, me, să ne învățăm mai mult să depindem de vorbirea Lui Dumnezeu. Să ne, de, să ne învățăm mai mult, să exersăm mai mult, dragii mei, să așteptăm vorbirea Lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Dar Dumnezeu vorbește. Omul nu ia seama, zice Biblia. Și i s-a întâmplat și nouă să nu fi luat seama la vorbirea lui Dumnezeu. Deși ea ne-ar fi scos din multe încurcături ale vieții, din multe situații dezastroase din viață, dragii mei, dacă am fi luat aminte la vorbirea lui Dumnezeu. Haideți să stăm ridicați în picioare în momentele acestea și să ne analizăm viața, să vedem cum suntem, să vedem dacă Dumnezeu nu vrea să ne ducă pe un alt drum în viață decât acela pe care l-am planificat noi. Și dacă vrea Dumnezeu să facă lucrul acesta, să spunem ce a zis Maria într-un final. Facă-mi se după cuvintele tale. Dumnezeu să ne ajute. Haideți să ne rugăm Domnului.